Da. Așa. În primul rând, cum ați revenit pe funcția de primar? Că ați avut o problemă cu... Pe funcția de primar am revenit printr-o sentință a Tribunalului Călăraș și secția contencios, prin care s-a suspendat ordinul prefectului, care mă limitase sau mă suspendase la rândul lor, deci instituția prefectului mă suspendase din funcția de primar în urma deciziei de la 18 mai am primit ordinul prefectului și timp de o lună de zile am stat pe dreapta așteptând hotărârea instanței. Bineînțeles, am atacat termenele care au fost, am avut încredere în justiție și am în continuare, dovadă faptul că mi s-a dat, mă rog, dreptate până la judecarea pe fond. Deci da. acest ordin s-a suspendat până la judecarea pe fond, adică emiterea unei soluții de către instanță. Bineînțeles, ordinul prefectului pe care a fost emis, noi considerăm, eu, avocatul, considerăm că a fost emis cu încălcare flagrantă a legii și avem convingerea că instanța ne va da câștig de cauză. Este un termen în luna august, da. Și vom vedea cum va evolua. Am înțeles. Credeți că toate aceste răutăți pornește de undeva, adică mă refer de la un contracandidat sau altcineva din... În mod evident, aceste răutăți au pornit, deci au la bază, să zicem, niște aspecte, să zicem, petrecute în mandatul trecut. În mandatul trecut, prin anul 2008-2009, bineînțeles, reclamații la prefectură, la toate instituțiile posibile și imposibile, parchete, și, practic, s-au rostogolit, de atunci s-au rostogolit până încoace când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Toată această tevatură ca să vă dea, să vă dea toată jos. Toată această tevatură ca să mă dea jos, să vină ei, ca să facă ei mai multă treabă decât am făcut eu. Ce să spun, nu știu. Am înțeles. Ori putea să facă treabă, eu am îndoieri în privința asta. Acum vreau să vă întreb... Ce realizări aveți pe mandatul acesta, nu pe mandatul trecut, pe mandatul acesta? Pe mandatul acesta, ca și realizări, ele nu se cuantifică în niște realizări extraordinare, să zicem așa. Sau ce proiecte aveți în mandat? Ca și pondere, având în vedere, sau comparativ cu... mandatul 2008-2012, când am câștigat proiectul european 3 pe măsura 3-2-2, despre care s-a mai vorbit și care este și finalizat. Deci pe acest mandat am obținut un proiect pe finanțare națională, actualul PNDL, prin care am un obiectiv asfaltarea a 6 km de drumuri comunale, și care proiect este în faza de construcție. Adică construcție efectiv a lucrării. Deci este licitat, este adjudecat de către firma respectivă și efectiv s-au făcut din proiect circa 60%. S-au asfaltat deja vreo 4 km de străzi. Primul strat de asfalt, urmează să le facem și pe celelalte și să punem și stratul 2 de asfalt. A, deci nu un strat, sunt mai multe straturi. Da, sigur. Păi este stratul de bază care așa se practică. De obicei este doar un strat în comun, așa? Nu. Este stratul de bază și peste stratul de bază vine și un strat de uzură. Exact cam cum se practică pe drumurile naționale, drumurile județene. Cam asta e structura, ce am înțeles și eu. Sunt specialiștii care spun chestiile astea. Un alt proiect pe care l-am demarat și care acum, zilele următoare, sperăm să fie licitat, este pe SEAP,
proiect referitor la trotuarele pe stânga și pe dreapta în satul Unirea. În satul Unirea. Avem și parte din finanțare. Sperăm să dăm drumul cât mai repede. Sunt procedurile, din păcate, sunt procedurile specifice pe care le știți și peste care nu se poate trece efectiv și nici nu vrem să trecem, vrem să respectăm legea în profunzimea ei, să nu dăm naștere la discuții, la suspiciuni, că vedeți ce se întâmplă în ziua de azi, toată lumea e suspicioasă pe vecin, pe nu știu cine, pe ce să vă spun, e o nebunie, aș putea spune. Ce alte probleme mai sunt în cadrul comunității locale așa? Cu ce probleme vin oamenii la dumneavoastră? Problemele de bază care au fost și există, lipsa locurilor de muncă, sunt probleme sociale pe care noi, din păcate, nu reușim să le... adică le gestionăm așa cum putem, dar nu le găsim o rezolvare. Deci lumea este săracă, lumea nu are bani să-și plătească taxele și impozitele, nu e o atmosferă foarte, foarte comodă, să spunem așa. Am înțeles. Mai candidează Angel Olteanu și la încă un mandat? Să vedem. Nu pot să vă spun la acest moment. O să vedem cam care va fi evoluția lucrurilor în instanță și atunci, dacă mă întrebați sincer, așa, nu aș mai vrea să mai candidez. Nu aș mai vrea să mai candidez. Cred că ar fi cazul să mai vină și altcineva să facă, să continue ceea ce am început. Nu știu. Am înțeles. Cum comentați la nivel național ieșirea lui Victor Ponta în scenă, venirea lui Oprea ca și premier? Ce să vă spun, sincer să fiu, nu prea am fost conectat la politica națională. Din momentul în care am fost, mi s-a dat încetarea de mandat din 18 mai, am stat, vă spun sincer, mai retras, mi-am văzut de afaceri, de firmă, de agricultură, am fost mai mult pe câmp și efectiv nu am urmărit. Am încercat să nu mă mai uit la Antena 3, la Antena, la tot ce înseamnă știri, pentru că e o nebunie generalizată. E foarte dificil să comentezi niște subiecte. E o chestie de politică la nivel de vârf pe care eu chiar nu vreau să o comentez. Am înțeles. Atât. Dacă vreți să mai spuneți ceva? Nu. Altceva ce să mai spun. Mulțumesc foarte mult. Ok.